Nu putem opri noi valul. Ăsta e cuvântul care mulți din lideri îl pronunță. Și fiindcă sunt valuri multe, nu mai merg nici ei pe punte. Și acum până și pe râuri, numai valuri se tot fac. Cei mai mulți plutesc ca frunza, dau din coate, dar toți tac. Tac acum cârmuitorii, tac în staul și păstorii, însă tac și învățătorii. Dau ei totuși câte un sfat, dar așa pe ocolite, nu-i nici rece, nici ferbinte, e un joc doar de cuvinte. Iar părinții sunt nervoși, că au ajuns neputincioși, că nu pot face ce vor până nici în casa lor. Toți copiii vor pe valuri să plutească cât mai mult, mai ales acela care e și el puțin mai cult. Și acum marea-i numai valuri, fiindcă vine anticristul. Și să vezi cum merg creștinii, încât mai te umple plânsul. Să vorbești de o cale îngustă prin așa furtuni ciudate, păstă e ca o jignire pentru minți ce-s luminate. Ei acum iau lumină de la frunza plutitoare, fiindcă frunza nu se neacă, deși ea nu-i o valoare. Și acum marea toată-i plină de un fel de vase goale, iar furtuna le conduce spre o veșnică perzare. Să te lași condus de valuri? Asta nu-i o rezolvare. Poți să fii tu cine-ai fi. Poți fi plută, poți pluti, într-o zi te vei trezi nu unde ai dorit să ajungi, ci unde te-a dus furtuna. Și ai să vezi că ți-ai pierdut și chemarea și cununa. Cărturarea cum a sunt, că doar fabrica produce. Teologi de orice tip, ce-i favorizează un cip. Ei zic, cum vrei tu, creștine, numai să le meargă bine. Adevărul lui Iisus ei de mult îl țin ascuns. Și dacă tu vrei vopsită sau măcheată cum e lumea, sau mai goală, știi ca cine, să se vadă goliciunea. Ei te admiră, te salută, ba-ți mai dă și cât un sfat, că după cultura vremii asta nu mai e păcat. Asta era teoria celor fără de cultură. Însă noi acum știm toată taina din Scriptură. Și dacă le crezi minciuna, cât și rătăcirea lor, tu ajungi un vai de tine și rușinea sfinților. Conștiința nu te mustră, căci ea e de mult strivită. Poți să îți permiți orice. Poți să umbli și vopsită. Dimpotrivă, tu dai lecții din culturi sofisticate ca să dovedești de poți că acestea nu-s păcate. Ăsta este valul vremii ce pe mulți azi i-a cuprins.
Și toți cei ce joacă teatru cred că merg spre paradis. Adevărul nu-i acesta. Calea care duce în sus este calea cea îngustă, cei trasată de Iisus. Ăștia sunt corupții vremii ce, care jefuiesc și turma. Sunt dușmanii lui Hristos ce răstălmăcesc Scriptura. Valul nu e o problemă, valul e doar o dilemă. Un curent înșelător, un curent amăgitor pentru bietul călător. Este totuși un vapor care biruie furtuna, biruie și uraganul, biruiește și dușmanul și ajunge în mod precis unde Salvator a zis: numai să te lași condus nu de lume, de Iisus. Nu putem opri noi valul. Val putem și încă rapid, numai să avem voință ca Ilie sau David. Nu prin propria putere, ci prin cel etern de sus. Noi vom birui furtuna că suntem de-ai lui Iisus. Fraților, acum e vremea, pofta firii să o jertfim și în valul de orbire noi să nu ne bălăcim. Valul lumii, valul vremii să-și păstreze calea lui. Noi să ne păstrăm traseul spre limanul Domnului. Cine are acum voință de a păși înspre un mai sus, să se urce în vaporul unde-i comandant Iisus. Și nimic din ce e lume, și nimic din Babilon, să nu mai pătrund aici în al Domnului Sion. Chipul și înfățișarea de mireasa lui Hristos să ne aparțină nouă, căci ne este de folos. Doamne, fă mesajul acesta să pătrundă în noi din plin și al Tău chip, model în toate.